Moții din Apuseni vă spun, Doamne ajută! La 1848, pe 3 mai, Avram Iancu spunea: suntem mulți, precum cucuruzul brazilor, suntem mulți și tari, pentru că cu noi este Dumnezeu. Dragii mei, moții au dus-o greu și o duc foarte greu. Cea mai mare problemă a munților apuseni este depopularea. Nu mai avem prieteni în sat, au plecat. Unii pleacă la Dumnezeu, alții pleacă în țări străine. Au fost localități care au avut 6.000 de locuitori acum 30 de ani. Mai au 1.800, iar dacă facem prezența, nu știu dacă mai suntem 600. Dragii mei, la Oarba de Mureș, în 2 săptămâni au murit 11.000 de țărani. Dragii mei, vă rog, vă îndemn la răscoală și la revoluție economică, bineînțeles. Hai să punem bani pe bani, hai să facem un fond de investiții românesc, dragii mei. Să creăm aceste lanțuri de magazine, să ne putem vinde produsele, pentru că nu avem unde să ne vindem produsele, dragii mei. Producem pe stoc. Nu avem unde ne vinde produsele, încă o dată, dragii mei. Avem o faună extraordinară și o floră, unde sunt peste 200 de plante medicinale pe care le transformăm în brânzeturi și celelalte. Și, din păcate, stăm cu ele pe stoc. Aceasta este dorința mea și este visul meu de moți, să punem mână de la mână, leu pe leu, la 5.000, 10.000, 20.000 de euro, cât putem fiecare, hai să ne adunăm, hai să renască România noastră dragă. Eu vă mulțumesc din suflet, bunul Dumnezeu să vă cuvinteze acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc!